Bună seara, bine m am regăsit. Aș vrea să mă întorc astăzi în, la, sub generic, cu căutarea certiunilor pierdute la una dintre certiunile pierdute și anume creaționismul științific. N-aș vrea ca nimeni să se întoarcă la această certi... falsă certitudine și dacă o are, să renunțe la ea. Și de ce să renunțe la ea? Pentru că orice falsă certitudine în cel de urmă te mușcă de la spate dacă ți l ia. ea. Uh, uneori vorbesc cu părinți îngrijorași și spun că copiii lor au fost crescuți, uh, educați de mici, de la măsuță, cu ideea că Universul fost a dat acum șase mii de ani și, mă rog, uh, întrebarea literală genezei și uh, șocul evoluției, cum să spui copilului de evoluție, pentru că să, adică să accepți că evoluția este adevărată, când copilul merge la școală hotărât să-și păstreze credința și gata să lupte. Răspunsul meu este că dacă copilul e destul de inteligent și în cazul că va fi spălat la creier, ceea ce nu este o opțiune dezirabilă, mai devreme să mai târziu, va descoperi că a fost mințit și nu este bine. Adevărul este dur, dar adevărul este uh, necesar, este vital, da? Uh, mai, uh, trecerea de la vârsta copilăriei la maturitate, printre care implică descoperirea unor adevăruri pe care părinții nu le-au spus și de obicei absorbim șocul acesta destul de bine. Însă când este vorba despre poveștile de la măsuță, rămâne cu ele până la, până la moarte. Și asta însemnează că suntem niște persoane intelectual total neinteresate de ce este în jurul nostru sau incapabile să înțeleagă, ori suntem mai degrabă niște bigoți religioși care nu au curaj să gândească cu mintea lor. Haideți să mergem la problema creaționismului științific. Cândva am crezut în creaționismul științific. Și aș putea spune că povestea mea ar putea fi o poveste tipică pentru uh, acea secțiune a școlii de sabat cu experiențe misionare sau de oră muzicală, mă rog, de experiențe pe care am gustă, în sensul că am fost un tânăr, un adolescent independent, uh, poate fiindcă n-am avut talent muzical, n-am avut oreche muzicale, cine are orechi de auzi să înțeleagă de ce. Uh, Mi-am păstrat gândirea liberă. Chiar crescând într-o familie creștină, n-am fost un fundamentalist, n-am fost nici măcar un creștin, în adevăratul sens al cuvântului, în sensul că, din adolescență, mi-am câștigat independența de gândire. Și, printre altele, am avut o pasiune deosebită pentru biologie și am descoperit evoluția umană la 13 ani și m-a fascinat. Am, am cunoscut, la nivel, mă rog, destul de popular, dar destul de bine pentru copil de vârsta mea, biologia și științele naturii ca să înțeleg argumentele în favoarea evoluției. Și totdeauna aveam conflicte cu părinții pe tema asta. E, și acum ar urma povestea frumoasă, de spus, la ora muzicală, că mi s-au deschis ochii și am văzut lumina, da? Și am acceptat creaționismul. De fapt, povestea asta, dacă stau să o analizez și mă, mă analizez pe mine însumi, nu e vorba de văzut lumina, și e vorba de un fenomen psihologic pe care l-a definit uh, Adolf Hitler în Mein Kampf și l-a văzut foarte mult Goebbels, Hermann Goebbels. Și este vorba despre o tehnică de propagandă numită Marea Minciună, de, große Lüge. Marea Minciună. Ce este o mare minciună? Este contribuția unică pe care Hitler a avut-o la tehnici de propagandă, pe care a stăpânit bine, așa cum știm, și psihologie socială, pe care iarăși a stăpânit-o bine. O mare minciună este o minciună atât de mare încât omul de rând nu poate crede că cineva poate spune o minciună atât de mare. Și atunci trebuie să fie adevăr. Deci o mare minciună nu-ți oferă dovezi. Dar minciunea este atât de mare încât te gândești, este imposibil ca cineva să spună o minciună atât de mare. Deci trebuie să fie adevăr. Asta se aplică la oamenii de rând. Cei mai mulți oameni de rând sunt incapabili să spună mari minciuni. Cei mai mulți oameni mint, dar sunt minciuni mici. O minciună mare, complexă, implică o investiție fantastică. Și omul de rând nu crede că cineva ar putea să investească atât de mult mai ca să minte. Asta pentru că lumea se împarte, așa cum știm, între oi și uh, păstori, sau dacă vreți, oi și lupi, oi și câinii turmei, mă rog. Lumea se împarte între cei care sunt tăiați și mulți și tunși și cei care taie mult și tund. Și aceștia sunt puțini. Aceștia, elita puterii, religioase sau politice, sunt experți în propagandă, manipulare și în mari minciuni. Creaționismul e astfel de mare minciună. Prima oară, ceea ce pe mine m-a convins la creaționism, având și simțămintele amestecate, vă dați seama, emoțional fiind atașat de familie, de biserică, Uh, având o conflictă între în privința aceasta, dar ceea ce m-a convins pe mine a fost că creaționismul a venit cu multe discuții tehnice despre multe date științifice, de multe ori într-un jargon pe care nu-l înțelegeam, intrau în detalii foarte, foarte amănânte pe care dat specialiștile le, le stăpânesc uh, și trăgeau de acolo concluzii care chiar dacă nu reflectau în mod natural, uh, ca premisie, acele date pe care discutau. Faptul că nu înțelegeai te făcea să nu urmărești relația logică între ele. În al doilea rând, veneau cu foarte multe citate din diversi biologi care păreau să susțină punctul lor de vedere. Era un mecanism de propagandă foarte bine pus la punct. Și chiar dacă înțelegem argumentul re-evoluției și nu le înțelegem pe ale creaționiștilor, deși credeam că le înțeleg, ca să zic așa, îmi imaginam că oamenii aceștia, mai ales în America, trebuie să știe ceva ce nu știu eu venirea în America m-a lămurit uh, în privința aceasta foarte mult și înainte de a trece la o discuție despre sumară despre această carte Understanding Creation uh, care este manualul de creaționism de la Andrews University uh, și care am dat o șansă uh, am uh, fost obișnuit uh, înainte de a veni în America ca anumite probleme să le las pe seama specialiștilor americani. Iau, de exemplu, prima straturilor geologice, pe care o cunoșteam destul de bine. Da? Țin și acum minte o excursie în retezat, că mă întrebam cum putea potopul să creeze structurile acelea. Și acolo sunt lacul graciale, care spun că acolo au fost ghețari. Și vârful retezat este foarte clar că a fost format de ghețari. Dar în mintea mea încercam să găsesc loc pentru potop. Acum, când vorbim de ghețari, există și o teorie creaționistă a glaciațiunii, care este cam 800 de ani după potop, mă rog, și chipurile de apa a fost aruncată sus, a înghețat și a venit jos ca s a creat o iarnă nucleară și din cauza asta a fost gheață. Și bineînțeles că știam că în timpul glaciațiunii au fost faune și cultură au fost mai maimuțe, au fost rinoceri roși în Europa, au fost picturi rupestre, au fost culturi care s-au dezvoltat, mă rog, acceptând microevoluția, că asta aveam voie să o cred, înțelegeam că aceste faune nu se puteau dezvolta așa peste noapte ca să dispare iarăși. Au fost foarte bogate. Dar știam că există peșteri care sunt acum sub apă la Marea Mediterană, care sunt din timpul glaciațiunii cu picturi de mamut și picturi pestre sub ele. Dar de ce acceptam să ignor toate acestea? Pentru că consideram că pe undeva acești specialiști creaționiști au răspunsul pe care nu-l am. Și probabil că dacă a ști răspunsul lor, aș fi satisfăcut de ele, da? Știam că straturile geologice sunt o problemă și întrebarea pe care mi-o puneam era de ce sunt atât de clar ordonate între ele, de ce sunt fosilele atât de clar ordonate și de ce datorile radiometrice în orice punct al lumii dau aceleași vârste pentru fosile. Înțelegeam ceva despre datele radiometrice, dar presupuneam că Frații mai mari știu mai bine decât mine. Venind în America, oarecum acest mit s-a desumflat când eram pastor la Georgia Campbell, în Camferas. Mă duc și am cum aminte, a existat un, o conferință între savanți, între profesori și teologi adventiști la Glacier View, pe timpul administrației lui Ian Paulson. Și un lucru despre această conferință care trebuie să-l știm este că a fost scoasă de pe internet. În general, profesorii, profesorii care nu sunt plătiți, e, e ceva foarte interesant, toți profesorii care nu sunt plătiți cu un cec de biserică, au susținut evoluția și vârsta uh, acțională științific a vieții pe pământ de aproximativ 3,5 miliarde de ani. Uh, profesorii plătiți de biserică încercau oarecum să să lase loc pentru dez... să creeze beneficiul îndoierii să zic pentru știință în timp ce se declarau uh, de partea uh, dogmei în timp ce teologii cu toți respingeau și practic vedea că cu teologii nu poți să discuți după ce s-a terminat conferința Ian Paulson a sponsorat o vizită la ghețarul din Glacier View și ghețarul este o mașină a templului în care diferitele strad fiecare an este așa cum se pun cercuri la copar, se pun straturi la ghețare. Fiecare an are, fiecare sezon de, 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 de precipitații este registrat acolo și sunt izotop de oxigen, și sunt de bio de, car de carbon, și polen în straturi, și așa mai departe. Și e uh, evitat, nu știu cât de, până, cât de adânc este greșeala de la Glacier View până unde coboară. Cert este că coboară cu siguranță 100 sau 200 de milioane, cel puțin, da? dincolo de, de, vârsta Genezei. Și cineva care a fost deport acolo a spus că s-a făcut o mare tăcere. Mă rog, Paul să o minte luminată, ultima minte luminată, care, probabil ultima, definitiv minte luminată, care a condus sau care va conduce vreodată această biserică, a vrut să, ca teologii să înțeleagă că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Dar Paul să s-a dus, avem acum alt președinte. Cert este că după conferință un teolog de la, uh, al cărui să spun acum, de la Southern Adventist University, a venit la Cahata Springs și a ținut o seminar cu pastorii despre creație și știință și uh, am venit să particip la acest seminar în speranță că voi găsi niște răspunsuri. Au fost câteva lucruri care m-au impresionat. În primul rând, uh, discuțiile din sală. Niciodată nu mi-aș putea închipui că pastorii americani sunt atât de ignoranți în probleme de știință. Uh, Înțeleg că sunt dileme. Acum, nici cei români nu sunt prea luminați între noi, fie vorba, da? Așa că nu trebuie să... Dar măcar noi românii am fost o sectă. Pastori americani au masterul și doctorate în teologie, mulți dintre ei au a doua facultate. Nu au fost, în general, nu au fost restricțiile educației educație care am noi în România. Posibilitatea de informare a fost enorme. Din întrebările care le-am pus, mi s-a părut că nu sunt numai niște ignorați, sunt de dreptul infantili. Da? Unul întreabă cum e cu viața pe alte planete. de exemplu, ca și cum ar ști. Adică, ca și cum s-ar ști ceva, s-ar putea să dea răspunsul un, un, teolog care a fost la, un oncolog de știință. Însă, țin minte o întrebare pe care a pus-o cineva și cum oamenii ăștia de știință nu văd cât petrol există, nu-și seama că a fost un potop. Tocmai ce este problema? Tocmai ce este problema? Că petrolul este prea mult ca să vezi într o singură generație. Petrolul arată că a fost acumulat în, în, în sute de milioane, dacă nu miliarde de ani. După aceea, petrolul se găsește în anumite locuri, care ne arată care este originea lui. Și originea lui, nu, nu, dacă ar fi în urma unui potop, s-ar găsi îngropat sub în munți, de exemplu, să zic, tocmai acolo unde nu se găsește, da? Nu s-a găsit niciodată pe fundul oceanului sau pe. În general, petrolul se găsește acolo unde structura solului arată că a fost câva o deltă care se văză într-o mare. Nu mai este nici mare, nici rău, nici deltă. Dar au fost și acolo îl găsești petrolul. Am pus-o câteva întrebări și nu mi s-a dat niciun răspuns. Da? Deci, întrebarea mea a fost dacă există compelling evidence cu privire la, la creațiune împotriva straturilor geologice sau împotriva evoluției. Și a spus: uh, Avem niște challenger cu straturile geologice, cu raportul fosilor Nu sunt niște challenger. Uh, raportul fosilor este un argument irefutabil cu privire la evoluție. Uh, însă, uh, cu privire la originea vieții, stăm bine. Ca acolo oamenii știință nu au niciun răspuns. Uh, originea vieții, aici este o confuzie studiată din partea creaționistilor, ca dovadă că este o chestie de propagandă. Originea vieții este subiectul unei discipline numite abiogeneză sau biogeneză, cum îi spuneți, nu face parte din teoria evoluției. Teoria evoluției se referă la evoluția uh, organismelor dintr-un strămoș comun, nu la apariția vieții. Dar uh, uh, unul dintre argumentelor este că, cât de vreme nu poți să ne originea vieții, ce mai încearcă oamenii și au să ne alta, altă, e clar că totul este fals. Bun. Uh, uh, ceea ce am uh, constatat fiind în America este că, de fapt, în spatele uh, științei creaționiste, așa se științei creaționiste, este un mare fals. Și în ce costă acest fals? Uh, mai întâi, uh, McCarthy Price, părintele creaționismului, inspirat de Ellen White, a fost primul care a zis că luăm uh, uh, geneza interpretată literal ca ipoteză științifică. Și Dumnezeu va răspăti credința ajutându-ne să descoperim, că, a, să confirmăm care are dreptate. Deci, oarecum, a plecat de la permisa, folosind un limbaj modern, că geneza e falsificabilă. O luăm ca o ipoteză științifică este falsificabilă, încercăm să o falsificăm și vom arăta că stă în picioare. Price n-a reușit să facă mare lucru. Da? Și una dintre omelințele lui faimoase, după care a devenit mai temperat, Price era tipul de creaționist de fotoliu care venea cu citate din tot felul de. uite, geologul care spunea așa, ca aici nu știm, cu tare spune așa, că aici nu știm, și până la urmă un, un geolog din Anglia a acceptat să aibă o, o controversă cu el. Și după ce Price a venit cu tot felul de citate, și că folosind argumentul din ignoranță, uite, asta nu știm, asta nu știm cum s-a făcut, disconformități, nonconformități, și așa mai departe, acelea deci, sunt simplu, uite, suntem în Londra. Acesta este solul Londrei. Explică-l, din punct de vedere al geologiei, potopului, structura solului de sub noi. Fiindcă îți voi da o explicație evoluționistă care este foarte bine în picioare. Și prea s-a rămas fără răspuns. În uh, uh, 1953, Biserica Adventistă a înființat Geological Research Institute. Acesta a fost înainte ca să este Creation Institute sau Discovery Institute. Deci a fost primul think tank creaționist. Și. A trimis avans. A trimis, a trimis, mă rog, profesori adventiști la instituții de, de renume ca să-și ia doctorate, să studieze metoda științifică, să se întoarcă și să facă o analiză independentă a rocilor și a istoriei vieții pe pământ cu metode științifice, independent de opiniile comunității Științifice. Oamenii aceștia ajung la aceleași concluzii ca și comunitatea Științifică. Și atunci că au comunicat, au fost dați afară. Și locul au fost pus niște. Alții care sunt și acum, și acroscop uh, ei sunt direct sub conferința generală și scopul lor este să susține dogma cele 28 de puncte, nu să facă știință independentă. Acum aș vrea să trec la acest manual și o să dau numai câteva exemple de aici, dar să încep cu o, ist o istorie. eram la Andrews, am avut uh, într-o zi un proiect să mergem la uh, un loc în care să căutăm fosile, Mezo Creek în Illinois. Și când am ajuns acolo, am întrebat uh, ce stat e acesta, este carbonifer. Uh, profesorul ne-a arătat uh, cum să căutăm fosilele și unde să le căutăm și ne-a spus, uh, aici veți găsi frunze de ferici. Uh, dacă aveți noroc, poate găsiți un scorpion, o insectă, mă rog. Dar în principal veți găsi probabil cel mai mult frunze de ferici. Deci, știa ce o să găsim. Problema este că în orice stat din Carbonifer, oriunde mergi în lume, găsești aceleași fosile. Carboniferul a fost o epocă în care oxigenul a fost uh, mai mult decât este acum, insectele au crescut uriașe, uh, nu existau încă bacterii, deci a apărut de preferi uriașe, dar nu existau încă bacterii specializate în, în descoperirea celulozei, așa că cele mai, mulți, cele mai multe ferigi uriașe, copaci, acel timp s-au fosilizat. Existau libelule uriașe, dar nu existau flori, nu existau albine, nu existau mamifere, nu existau păsări, nu existau nici măcar dinozauri. Așa? De ce mi-a spus profesorul? Căutați bine. Veți găsi poate un fulg de pasăre fosilizat, poate o floare fosilizată, poate polen fosilizat. Căutați că dacă găsim, am răsunat a evoluției. Însă știa de la început ce o să găsim. Fiindcă pe baza teoriei evoluției faci predicții exact ce o să găsești în totul de fost Și deci spune aceasta. Pentru că unul dintre argumentele care ni s-a dus la Endes mereu este că teoria evoluției nu poate fi verificată pentru că tot a fost loc în trecut și nu poți decât să faci speculații cu privire la trecut. Lucrurile nu stau așa. Pe baza teoriei evoluției faci predicții cu ce, privire la ce vei găsi într-un strat geologic. Și dacă o singură predicție este falsificată, dacă o singură dată găsești polen, într-un strat din carbonifer, atunci ai de teoria evoluției. Acum sunt tot felul creațiuni, vin cu tot felul de idei că au fost găsite alte fosile, dar de fapt e, problema este că acestea nu sunt fosilizate în stratul sedimentar respectiv, ci e, au intrat între, să zic, între roci sau în stratul, mă rog, pământul este în continuă schimbare, așa ceva se întâmplă. E vorba de fosilizarea în stratul compact respectiv. Niciodată nu s-a găsit o excepție de la succesiunea arborului vieții într-o evoluție. Și asta este numai unul dintre argumente și nu este singurul, cu siguranță, și nici măcar cel mai important. Așa că vreau să trec la cartea aceasta. Hai să încep cu începutul. Mulți dintre. Uh, înainte, ni se spune, Biblia a fost considerată o revelație a lui Dumnezeu. Uh, fundamentală pentru credință, speranță, comportament. Mulți dintre fondatorii științei moderne, Copernic, Galileo, Pascal, Boyle, Newton, Halle și alții, erau credincioși, al căror concepte exprimau ceea ce spune Apostolul Pavel în primul secol al ale noastre. Căci lucrurile nevăzute, în... hai să citesc romanul cu 20 de aici, nu o să vă fac o traducere la prima, min la prima mână din... New uh, English Version, așa deci roman 1 cu 20 În adevăr, lucrurile nevăzute al lui puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se vălă muri de la facerea lumii când te uiți cu păcarea de seamele la, la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Da? Uh, și deci mulți dintre aceștia, Newton, Pascal, Boyle, Halle, Galileo și alții acceptau ideea exprimată de Pavel aici că uitându-te la univers vezi puterea și divinitatea cre unui creator. În ultimele 200 de ani din cultura noastră mai ales în comunitatea științifică a fost o abatere treptată de la o concepție biblică creștină și o abordare a unei naturaliste care desconsideră intervenția supranaturală în originea funcționarea și menținerea lumii noastre. Aceste două școli filozofice se bat pentru loialitatea noastră, mă opresc aici. De aici deja este o primă confuzie și aș vrea să spun asemenea confuzii. Le-am cumpărat cândva, m-am eliberat de ele. Și dacă le aveți, că vreau să vă eliberați dumneavoastră. Pascal Hai să lăs pe Pascal acum să mă întorc la Galileo, care este părintele științei moderne, Isaac Newton, iar unul dintre alt al științei moderne, uh, Haley, Boyle și alții. Au, s-au uitat la Univers, au fost oameni credincioși. Mergând sub cerul instalat, au privit uh, natura și s-au gândit la Creator. Dar, întotdeauna, care au făcut știință, au fost atei. Ca să fiu mai clar. Metodologic au fost atei. Adică, au fost ceea ce se condamnă aici. Au fost adepți unei metode naturaliste. Să fiu mai clar. Și cred că am fost destul de clar, dar ca să fiu și mai clar. Nu a existat o îndepărtare a științei față de Biblie în ultimii 150 sau 200 de ani, dacă vreți de la început știința a fost independentă de Biblie. Galileo Galilei, citesc, da, sau parafrazez. Un citat că l a fost din lucruri, Galileo Galilei. Dumnezeu a scris două cărți, Cartea Cărților și Cartea Naturii. Cartea Cărților a fost scrisă în limbajul omenesc, Cartea Naturii a fost scrisă în limbajul matematicii. Da? Cartea Cărților ne învață cum să mergem la cer, Cartea Naturii ne învață cum să merge cerul. Cele două nu se suprapun și nici nu se contrazic. Aici se face o confuzie intenționată între teismul filozofic sau teologic, între uh, intuiția prezenței unui Dumnezeu în Univers, da, uh, intuiția unei forțe creatoare, a unui scop al Universului, a unui sens al Universului. O intuiție, dacă vreți, o credință, un sentiment, și metodologia științifică. Galileo Galilei, când a îndreptat telescopul spre, uh, spre Sistemul Solar, nu a citit Biblia mai întâi ca de a se uita cu telescopul, ci și-a formulat ipotezele și concluziile strict pe baza observației. Și dacă vezi Isaac Newton, nu s-a îndreptat spre Biblie, deși credea în Biblie și credea în Dumnezeu. Dar și-a formulat toate, toate legile lui au fost formulate pe baza observației și pe baza calculului matematic. Așa că uh, uh, mișcarea Intelligent Design, la care se pare că aderă biserica noastră, ceea ce sunt mișcarea Intelligent Design nu este uh, uh, teismul filozofic, să zic așa. Nu este conceptul că Dumnezeu există și că este la lucru universității oprețe creatoare, ci ceea ce susține Intelligent Design este să folosesc acest metodologic în știință, ca metodă de știință. Deci să pleci de la Dumnezeu ca la, la o ipoteză în știință. Asta înseamnă să faci sfârșitul științei. De la început știința a plecat de la, de la premise pur naturaliste. da. Știința caută cauzele naturale ale fenomenelor naturale. Știința nu-l caută pe Dumnezeu, nu are treabă cu Dumnezeu știința. Când a avut loc procesul de la Denver, judecătorul republican pus de circuit, Republican numit de Bush, a declarat intelligent design este legitim la clasa de filozofie, dar nu este știință, în urma dezbatelor când, când s-a dat sentința. Dar confuzia aceasta este o confuzie uh, studiată, nu este o confuzie accidentală. Uh, pentru că uh, cei mai mulți, atunci când uh, știința metodologică, este materialistă și știința metodologică este materialistă, adică se caută de materiale. Consideră că uh, aceasta este o declarație de uh, este o declarație de ateism. Și uh, atunci când introduc, în, să zic în originea vieții sau a, mă rog, în, în istoria vieții, concepte biblice ei consideră că asta este legitim științific pentru că uite că și Nu a în Dumnezeu. Deci asta este o confuzie care eu consider că este studiată. Uh, și o să vă iau un exemplu fostul conducător al GRI uh, haide uh, spunea uh, Dr. Roth spunea știu că știința spune așa, Dumnezeu nu mai mi pe mine niciodată. Uh, foarte frumos Mulți creștini spun, Dumnezeu nu m-a mințit pe mine niciodată. Dar Dumnezeu nu ne-a dat niciodată știință. Faptul că raportul Genezei scrie ceva nu înseamnă că ția ți-a spus Dumnezeu ce ți-a spus uh, despre știință, da? Uh, deci introducerea aceasta, o, oh, deci tu crezi că Dumnezeu te-a mințit dacă accepti să spune spui omul de știință? Tu ai mai multă încredere în omul de știință decât în Dumnezeu. Este o falsă dilemă, pentru că cel două n-au de a face una cu alta. Hai să dau exemplu, Psalmul 19, da? ce răspuns la lui Dumnezeu? Spune David și în, o zi este altul acest lucru, apoi continuă în cerii l-a în corsoarului, soarele ca un mire, iese din uh, odea lui de nuntă și termină la celălalt capăt al cerului. Bun. Uh, David uh, exprima aici o, un sentiment religios în fața cerului înstelat și a Universului. Probabil că Newton avea același sentiment. Einstein are acest sentiment de mister în fața Universului. Dar nu putem spune că David face știință atunci când spune că soarele iese dintr-un capăt al celor din cortului și între celălalt. Deci nu face, David face poezie. David nu face poezie. David crede în mod real că soarele iese dintr-un cort. Da? O să mergem mai departe. În capitolul 1 deja se pune întrebarea de ce savații interpretează realitatea diferit. Și uh, să apelează la un alt argument creaționist, anume la conceptul de paradigmă științifică la Thomas S. Kuhn. Există două școli filozofice care definez metoda științifică. În paranteză, vi a spus, savantul care face știință nu se gândește la școala filozofică, da? Dar aceste școli sunt descriptive. Doi logicieni care au încercat să abstractizeze, să generalizeze modul în care se face știință. Și unul este Karl Popper și celălalt este Thomas Kuhn. Karl Popper consideră că conceptul principal în știință este falsificabilitatea. O știință, un om de știință emite o ipoteză, dacă ipoteza, pe baza acestei ipoteze face niște observații și dacă aceste observații confirmă ipoteza, el elaborează o teorie științifică și pe baza acestei teorii el face niște predicții. Și dacă una dintre aceste predicții măsurabile nu se confirmă, teoria a căzut. Așa că, spune Popper, diferența între teoria științifică și filozofie este aceea că uh, știința face predicții fal măsurabile, falsificabile, pe când filozofia nu face predicții falsificabile și măsurabile. Este foarte bună, uh, Darwinismul de exemplu, este prin excelență o teorie care a făcut predicții măsurabile și falsificabile și care a rămas în picioare. Deci gândiți-vă puțin de la Darwin încoace, am descoperit foarte multe fosile și toate au confirmat arborele vieții. Am, am, am descoperit forme noi de viață și toate se înscriu în, 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 în grupe biologice, în biote, care au o sumă de caracteristici comune care arată spre un strămoș comun. Nu există nicio excepție aici. Bun. După aceea am descoperit datarea radiometrică. Și datarea radiometrică a confirmat int, uh, concluziile cu privire la vârsta rocilor. Deci, primele, uh, primele conjecturi cu privire la vârsta uh, uh, fosilor s-au făcut pe baza ratei de acumulare a rocilor sedimentare. A fost o generalizare, da? Dar uh, apoi am făcut uh, măsurile radiometrice care nu numai că au confirmat. Uh, Uh, valoarea relativă a staturilor geologice, dar în timp absolut au arătat că viața pe Pământ este mult mai veche decât și-a închibit vreodată uh, savanții. Deci, ca atare, timpul pentru evoluție a fost mai lung. Uh, uh, paradigma, uh, uh, concepția lui Thomas Kuhn, placă de la altă idee. Ideea lui este că uh, știința, uh, în fiecare epocă, uh, este supusă anumite paradigme, de exemplu, -ă, ptol -ă, Astronomia Ptolemeică -ă a fost o paradigmă. Și atunci când paradigma aceasta nu mai satisface observațiile, se crează nouă paradigmă. Așa a apărut sistemul copernican vis-a-vis -vis de Ptolemeu -ă sau teoria relativității față de fizica newtoniană. Dar el însuși o paradigmă. Noi ne place să spunem că creaționalismul este o paradigmă științifică diferită de evoluționism. Și nu este. Nu în. să Cum s-ar retrage mormânt dacă ne erau zice prostii, spune noi. De ce? Pentru că, cum spune, atunci când observațiile nu mai satisfac o anumită paradigmă, apare o nouă paradigmă. Da? Deci, observațiile făcute de geologi și de naturaliști, în mod clar, nu satisfăceau paradigma potopului global și a speciilor fixe. Și atunci a apărut o nouă paradigmă evoluționistă, paradigma evoluționistă. Până la data aceasta, toate observațiile care le-am făcut se încadrează perfect în paradigma evoluționistă. Numele paradigma evoluționistă este un ghid în cercetare și în, are, are aplicații practice, mai ales în medicină și mai ales în microbiologie, da? Deci, de exemplu, dacă paradigma evoluționistă a fost introdusă de Darwin, așa cum o avem Concepția evoluționistă modernă. Să zic, a genetică. genetica. Și genetica nu funcționează într-o paradigmă creaționistă, ci numai într-o paradigmă evoluționistă. De ce? Pentru că ADN-ul este așa cum este și nu vreau acum să deschid o discuție dacă cineva nu înțelege cum pasă să mă întrebe pe, pe forum, da? Și sunt sigur că vor fi și alții care să dea răspunsul, nu numai eu. Ideea că creaționismul este o paradigmă legitimă ar trebui să plece de la, de la Faptul, de la un fapt inexistent, că există date în biologie care nu se pot explica prin paradigma evoluționistă. Hai să zic, de exemplu, să descoperim un animal cu un ADN total diferit, care nu este înrudit cu nici, ADN-ul niciunui animal de pe Pământ. Da? În momentul acesta, ar trebui să vorbim de o creație separată a acelui animal. Descoperim un animal care nu poate să fie clasificat în nicio specie, să zic. Hai să zicem că descoperim un un uh, mamifer cu șase picioare. Deja asta ar pune sub semnul întrebării paradigma evoluționistă. Uh, sau că în geologie descoperim uh, să zic un mamifer în Devonian. Însă toate observațiile confirmă paradigma evoluționistă, deci nu ai nevoie de o paradigma creaționistă. Așa că nu există o paradigmă științifică creaționistă. Fiindcă creaționismul nu a fost introdus pentru că erau observații științifice care nu satisfăceau uh, că nu, 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 nu se potrivea un paradigma mai evoluționistă. Uh, creaționismul a fost introdus ca să justifice, să legitimizeze un, o concepție despre lume învechită, anacronică și uh, antiprogresistă cu scopul de a-i ține pe oameni într-o sclavie intelectuală. Alt uh, scop nu are creaționismul. Uh, să merg mai departe. Uh, Uh, vreau să știți că, uh, iarăși, uh, o frază care în diferite forme se repetă iarăși și iarăși. În timpul celor ultimii 150 de ani, uh, Comităția Științifică s-a depărat gradual de răciunei creștine și a abordat o concepție naturalistă care uh, refuză orice intervenție supranaturală sau sens transcendent. Una este să refuz intervenția supranaturală când faci știință. Și nu poți face știință acceptând intervenții supranaturale, care nu mai este știință, da? Fenomenul științific trebuie să... Observa științific trebuie să fie repetabil, trebuie să exprime o lege a naturii, da? Deci, presupusa a supranaturală încarcă legile naturii. Treaba științei să explice legile naturii. Ideea că există ceva în univers care nu se poate explica natural și trebuie o intervenție supranaturală este foarte naivă. Nu există așa. Există găuri de cunoaștere. Însă, de câte ori o gaură de cunoaștere este, este astupată, acolo este uh, o explicație naturală perfectă. Deci, universul nu este cârpit, nu are găuri uh, ale legilor naturii care să fie acoperite cu intervenții supranaturale. Uh, și ca atare epistemologic, nu avem nevoie de găuri epistemologice în care să băgăm supranaturale ca o explicație. Dar asta nu însemnează că exclus sensul transcendent al observației științifice, da? De sensul transcendent, prin natura lui, este transcendent față de știință și față de observația naturală. Noi nu băgăm transcendentul în imanent. Transcendentul e transcendent, da? Așa că nu, 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 nu susținem ideea Elena White că o mână nevăzută învârte soarele în jurul. Învățăm planeta Jerusalemului. Asta a spus și Kepler, și e frumos, luată de la Kepler. Dar de la Newton încoace știm că nu este o lume nevăzută, nevăzut, ci este o forță naturală. Și uh, Newton credea că Dumnezeu trebuie să intervină când și când să fixeze ceasul sistemului solar. Asta știm că Dumnezeu, cum a spus la plas, că Dumnezeu nu are nevoie să intervină Însă, mergând mai departe, se prinde o falsă dilemă. Uh, creștinism biblic și mare secular Că să ne iertare că umanismul însuși este un produs al creștinismului. Da? Și umanismul secular este în ultimă instanță un produs al culturii creștine. Dar ceea ce vreau să spun este că unde dai și unde crape. Aici, în limbaj mai simplu, nu ok? Adică să fac aici sunt, sunt niște coloane dacă le puteți observa și nu o să vă picti să citeți toate diferențele. Ce spune creștinismul biblic, ce spune umanismul secular? Mai întâi, umanismul secular nu este o concepție științifică. Umanismul secular este o concepție socială, care pleacă de la ideea că nu avem nevoie să apelăm la religie și la o forță transcendentă în organizarea societății. În privința asta mă consider un umanist secular, adică nu cred că în organizarea societății noi trebuie să apelăm la uh, Biblie și la legi religioase și la transcendent, noi trebuie să apelăm doar la rațiune și la ceea ce este tangibil, și este uh, pragmatic. Uh, pentru tranșele există spațiul privat al rațiunii, da? Însă, problema este că umanismul secular nu se ocupă de știință și nici creștinismul biblic nu are legătură cu știința. Uh, oarecum vrea să spună că omul de știință, uh, atunci când, uh, când, uh, uh, când face știință și caută explicații seculare, dă dovadă de umanism secular și uite că umaniștii seculari Uh, cred că uh, o să încep cu din sigur, din, din, cu privire la uh, uh, o, 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 o singură uh, nu coloană, un singur rând de aici, da? Uh, soluții cu privire la predicția umană, uh, Creștinul biblic, renaștere spirituală, încredere în iertarea lui Isus Hristos, care duce să ascultăm din iubire de Dumnezeu, uh, să ne înțelegem pe noi pacea la întrică, armonii religioase, umanismul secular, la rău, educație, știință, progres științific, legi drepte, guvern competent, uh, uh, toleranță, cooperație, eugenics, oh, ce rău este aici, din câte știu Biblia uh, recomandă numai eugenics, dar recomandă omurea copiilor de cananiți, mă rog, Uh, mai multă uh, grijă pentru biosferă, printre altele. Deci, uh, dați-mi să vă spun că îmbunătățirea vieții pe planeta noastră se face prin coloana din dreapta, educație, tehnologie, știință, pro progres și da, eu personal cred în eugenics. Cred că când ne alegem tovarul de viață, după istoria familiei, deja facem eugenics. Uh, mai multă grijă pentru biosferă și așa mai departe. Nu cred că creștinii născuți din nou care cred în Isus și cântă Aleluia, au făcut să fac lumea mai bună. Acesta este un fapt. Dar trec peste aceasta. Nici una, nici alta nu are legătură cu știința. Da? Deci, un om de știință, atunci când caută explicația naturală a unui fenomen și nu caută educația supranaturală, indiferent dacă este creștin sau umanist secular, în concepțiile lui sociale, metodologic, în știință, nu va pleca de la supranaturală. În momentul când pleci la supranatural, cu vrea inteligent design, ca să plecăm de la supranatural, atunci nu mai știință. Ce este creaționismul? O să devin mai scurt și o să vă dau un exemplu tipic aici, la principalul, la principalul stromen al creaționismului. Dar, așa cum știm în Evul Mediu, Știința avea niște uh, niște limitări teologice. Cuvântul în engleză este constraint. Nu, nu știu exact cum ar spunea tehnic tradus în românește. Uh, Țin minte că în matematică, ceea ce spun constraint anglosaxonii, noi numeam condiție necesară și suficientă la matematică. Uh, dacă cineva vă poate ajuta, sunt totdeauna bucuros să fie ajutat cu vreo la termeni uh, și nu mă supăr. Dar cert este, o să folosesc termenul... Uh, Uh, Anglo-Saxon constraint pentru conținut necesară și suficientă. Deci, în uh, evoluție, există un constraint cu privire la știință. Și acest constraint a pus teologic. Teologia spunea dinainte uh, unde trebuie să ajungă știința. Acum, în știința uh, modernă, există doar, doar un singur constraint. Și anume, ca o teorie sau o ipoteză pe care cineva o avansează, trebuie să fie peer-reviewed, să fie luată în considerare și de alți experți, de experți, nu de, așa, nu de oricine, care să, să, analizeze independent de autor procesul științific. E vorba de alți oameni de știință care au avut contribuții, nu, nu doar un PhD, contribuții în domeniul respectiv, care au descoperit ceva. Și aceștia, independent, reau Travelul științific al acelui autor uh, și uh, nu spun dacă e adevărat sau nu e adevărat, ci dacă este științific cu, cu adevărat. Deci, uh, practic, nu există constrenuri teologice sau ideologice în știință la data aceasta. Probabil că există, mă rog, presiuni politice, să zic așa, în domenii care afectează rasismul sau uh, ecologia, mă rog, uh, clima, să zic, acolo există unde există implicații politice zi, sau economice, de zic că există presiune. Dar nu se poate spune că știința ca atare ac acceptă un de constraint. Acum, ideal că creaționismul, creaționism, în, în, termen tehnic este că noi trebuie să acceptăm Biblia ca un constraint. De fapt, Biblia ca un constren însemnează o anumită interpretare a Bibliei ca un constraint, că Universitatea și fiecare interpretare e despre Biblie. Deci trebuie să acceptăm interpretarea Bisericii ca un constraint. De exemplu, noi credem că Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și așa șaptea s Și aceasta este pentru noi foarte important, fiindcă aici e un argument circular. Noi ținem sabatul că Dumnezeu a făcut lumea în șase zile și credem că Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, fiindcă ținem sabatul. Cred că toți sunteți în clar cu aceasta. Bun. Asta e interpretarea noastră și așa trebuie să fie un Orice teorie care susține că Dumnezeu n-a făcut lumea în șase zile nu trebuie acceptată, nici măcar nu trebuie discutată. Deci aici e vorba, nu e vorba că respingi concluziile, e vorba că nici măcar ai voie să avansezi ipoteza, să faci predicția, să o falsifici, să cauți o falsific. Și de la început nu trebuie să faci așa ceva. Deci, practic, dacă am acceptat ideea aceasta, deci creaționismul vrea să acces Biblia ca un constraine. Și ne spune că atunci știință se va dezvolta că Dumnezeu ne va necuvânta. Uh, uităm un lucru: că procesul lui Galileo de acolo a plecat pe la urmă, da? Fiindcă Galileo n-a acceptat interpretarea Bisericii Catolice cu privire la, uh, la, la Univers. Asta a fost totul. Deci a încălcat un constraint teologic. Și uh, uh, ceea ce a caracterizat lumea protestată după aceea nu a fost că teologii ar fi acceptat. Să încalci constrările științifice, dar în protestantism biserica s-a separat de uh, încetul cu încetul de învățământul public și a avut un mai mult simbolic în universități și așa mai departe și uh, a fost libertate de dezbatere și de cercetare, recunoscută inclusiv de, de biserică. Însă uh, ce vreau să spun este că nimic din știința n-ar exista la data aceasta dacă are exista un constrăin biblic cu privire la, la cercetare. Să dau câteva exemple. Eu pot să pun un extrem biblic cu privire la boli, ba? Că nu sunt germeni, sunt demo, să zic. Și de acolo mai fac nicio ce cercetare în lumea germelor sau virusilor și așa mai departe. Deci, e atât de absurdă ideea că nici nu are -o să o discutăm. Cu alte cuvinte, nu am mai să facem știință, dar o să trec la un singur, la un argument tipic, acum din creaționist și după aceea vă las în pace. Cel mai cel mai folosit argument al creaționiștilor este că există o diferență între date și interpretări. Asta l-am auzit de multe ori. Știința adevărată se ocupă cu observarea și colecționarea datelor. Și interpretarea e deja filozofică. Și acum mai spun așa, noi nu suntem împotriva științei. Noi acceptăm orice descoperire a științei. Noi suntem împotriva interpretării. Evoluționismul este o interpretare a datelor. Și acum o să vă citesc exemplu cum apare malul de creaționism. Și acest exemplu l-am oferit și uh, uh, con, uh, mă rog, tovarășul meu de conversație, uh, panelul de discuție, de evaluare teologică a mea, când mi-a pe această carte să le dau răspuns pe seama, pe baza acestei cărți. Le Am dat un răspuns. Le-am pus o întrebare mai precis, da? Haideți să vă dau aici un exemplu. Uh, diferența între date și interpretare. Considerați următoarele afirmații. A este o ființă umană, B este gorila. Există multe similarități între A și B, dar A are multe atribute superioare comparat cu B. Depinde de criteriu acum. Mă rog, gorila e mai puternică și supraviețuiește mai mine în junglă. Dar sunt de acord cu ideea că uh, rațiunea, inteligența, complexitatea creierului este criteriul de superioritate. Aici ar merge înapoi la tearte, da? 2. Similaritățile dintre A și B, deci. A doua afirmație. Similaritățile manifestate de A și B, de om și de gorilă, au o origine, evoluție comună. Superioritatea indică că A a evoluat mai progresiv decât B, de la divergența lor dintr-un strămoș comun. 3. Similaritățile arătate de A și B au origine comună la creație. Atributele superioare ale lui A indică că Dumnezeu a făcut ființe după chipul său, dar se pare că a făcut și după chipul gorilei, mă rog. Aceasta nu este cazul pentru celelalte animale. Statement sau afirmația 4, propoziția 4. Similitățile arătate de A și B au o origine comună în creație, în creație. Atribuile superioare indică că Dumnezeu a direcționat evoluția lui A, așa că Dumnezeu poate sau nu poate să direcționeze evoluția animalelor după ce le-a creat. Bun, care este ideea? Deci, există similarități între gorilă și om. Asta sunt clare. Similarități anatomice, similarități genetice. Și poți întrepta aceasta că au fost create după un plan comun, dar Dumnezeu care a creat omul după un plan comun cu gorila, l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu și gorila nu după chipul lui Dumnezeu, atunci și gorila după chipul lui Dumnezeu o să fie uh, Trei, că au o origine comună, uh, ok, am să le da. Deci au evoluat din sustrăul moș comun, au origine comună la creație și Dumnezeu a dirijat evoluția. Deci îi spun, toate aceste întrepitări sunt legitime, dar datele nu susțin una mai mult decât celelalte. Deci, inter sunt de interpretare datelor, dar datele permit interpretări diferite. Și bineînțeles că noi, fiindcă credem în Biblie, luăm acea interpretare care se armonizează cu Biblia. Asta este argumentul cel mai des întâlnit de creaționiști la creaționiști, așa că vă mă rog să mă iertați că vă mai rețin să aveți răbdare cu mine. Deci argumentul cel mai des întâlnit să fie aceasta. Există date în paleontologie, în biologie, în genetică, care pot fi interpretate și așa, și așa. Și noi interpretăm în conformitate cu Biblia. Alții interpretează în conformitate cu umanismul secular. Aici care e problema? Și așa să ne-am și la panel. Care sunt similaritățile dintre om și gorila? Da? Deci anatomie comună, uh, gene adn comun. Bun. Deci acestea pot fi, fiindcă Dumnezeu le-a creat după un plan comun, las la o parte ipoteza, uh, ipoteza evoluționismului teist aici, fiindcă manualul creaționist. Deci, dumnezeu, care e un plan comun sau au o un strămoș comun. Sunt două interpretări, dar interpretarea nu știință, datele sunt știință. Dar oare atâtea ne spun datele? Hai să mergem la ADN-ul gorilei și al omului. Și ce vom observa? Pe lângă similarități. Oh, păi A, da, că ADN-ul, că cimpazion 98% similar cu omul și așa și banana aici 50% similar cu omul. Mare lucru. Uh, uite, un, un ori e făcut uh, din apă și un om este nu știu cât apă, dar nu e același lucru. Asta sunt argumente tipice sofisme de creaționism. Care e problema? Problema este că în ADN-ul uman și cel al gorilei, cele mai multe gene sunt așa numitele gene false sau junk DNA. Gene care nu codează. Nu codează proteina. Necodând codăm proteina. Nu sunt supuși unui proces de selecție naturală. Și aceasta însemnează că o mutație care apare, și apare mereu mutații în ADN-ul fals, da? când apar mutații în, 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 în genele care codează proteină, ferește că reproducerea acestor mutații, copierea generației următoare, este supusă unui proces de selecție naturală. Nu pot supraviețui dacă mutația este defavorabilă sau supraviețuiesc dacă mutația e favorabilă și se înmulțesc mai mult dacă mutația e favorabilă. Dar în adn ne necodant, în adn fals, mutațiile acestea nu afectează cu nimic supraviețuirea. Problema este că există mutații similare în aceeași poziție. Vorbim despre 3 miliarde de perechi. Da? Exact în aceeași poziție. 2. Există mutații. Hai să dau un exemplu. Orice mamifer, să zic șobolanul, șobolanul trăiește în canal, dar nu se infectează. Fiindcă șobo organismul șobolanului sintetizează vitamina C. Și frește că șobolanul are o genă care controlează sinteza de vitamina C. Acum, ce este interesant că cimpanzeul și gorila și omul uh, au aceeași genă. Însă, o mutație a dezatis, dezatic, dezactivat această genă. Deci o mutație accidentală a dezactivat gena. Dacă la șobolan ar apărea acea mutație, cel cu gena dezactivată s-ar infecta și n-ar supraviețui. Și la fel, la cele mai multe mamifere, dar, întrucât primatele sunt fructivore, ele au tot tipul sursă de vitamina C. Așa că dezactivarea genei n-a afectat cu nimic reproducerea. Și această genă mutantă s-a răspândit. Ce este interesant? Că secvența de litere în ADN este modificată exact la fel în toate aceste grupe. Cimpazeu, gorilă, urangudan, bonobo și om. Și explicația logică este ca un strămoș comun. Pentru că era prea mică, Probabilitatea ca, ține, țineți cont, sunt, e vorba de 3 miliarde de perechi de, de, de gene aici, probabilitatea ca toate aceste grupe create independent să aibă aceeași mutație care să dezactiveze uh, sinteza de vitamina C exact în același loc, este practic matematic imposibilă. Mai mult decât atât, există retrovirus care intră în, în compoziția adn nostru în structura DNA-ului nostru, care niște gene false. Și ce interesant este că există retroviruși care în istoria specii noastre au, găsim că cândva în istoria, în istoria vieții au infectat ADN-ul la cimpanzeu, la gorila, la bonobo și la om. Acești retrovirus sunt inserați exact în aceeași poziție. E vorba de 3 miliarde de gene. Matematic e imposibil, pentru că nu e vorba că doar este vorba de probabilitatea ca să fie în același loc la două specii, la mai multe specii exact în același loc. Singura explicație logică este că strămoșul comun al acestor specii au avut acești virus retrovirus cu care au fost infectați și intrat în uh, codul genetic. și nu au nicio explicație pentru aceasta. Să mai uh, ce mai departe. Uh, la ce ne mai gândim când vedem relația între gorilă și om? Da, asta se înseamnă anatomic, dar mai există și altă problemă. Uh, există fosilele. Și interesant că uh, fosilele ne arată, mai ales în, uh, în, Etiopia, unde există acel grand rift, unde două plăci tectonice se depărtează și, practic, uh, uh, zona devine o mașină a timpului pentru că intri în trecut. Nu ne e voie să sapi, da? Deci, valea aceea în sine are straturile geologice una după altul așezate. Și ceea ce e interesant, uh, mai ales în Grand Rift, este un loc unic unde se poate observa evoluția uh, gorilei și a omului. Și ceea ce observăm în evoluția gorilei și a omului este că gorila a evoluat și uh, cimpanzeul a evoluat și omul a evoluat dintr-un strămoș comun. Deci, este o, o diversificare a fosilelor care. De la strămoșul comun care merge în direcții diferite și acest arbore uh, al, al evoluției umane devine tot mai complex. Tot mai multe fosile sunt găsite și, vorbind de paradigme, își găsesc locul exact în acest arbore. Merg mai departe și pot, uh, văzând cu, analizând codogenetica algorilei și al omului, noi observăm că similaritățile în ADN, uh, de fapt, uh, implică o serie de mutații care uh, au dus la diversificarea uh, speciilor respectiv de Bonobo, Cimpazeu, om, Gorilă și așa mai departe, patru Deci, în toate acestea, dacă, dacă, dacă ne uităm, dacă punem toate aceste date, deci nu doar data că se a seamănă, în mod foarte clar, balanța interpretării va fi de partea evoluției. Creația nu poate răspunde la unele întrebări, evoluția răspunde perfect. Deci, toate aceste date fac sens în evoluție, nu fac niciun sens în uh, creaționism. Și, în cazul acesta, Uh, Afirmația asta este falsă. Nu e vorba că noi interpretăm datele, ci este vorba că datele pot fi satisfăcute mai de o interpretare. De fapt, în știință se acceptă acea interpretare care, care satisface toate datele și este respinsă acea interpretare care nu poate satisface toate observațiile. Creaționismul nu poate să răspundă, să explice de ce datele sunt așa cum sunt, evoluția răspunde, trește, evoluționismul teist este aici o opțiune și ideea în evoluționismul teist este că anumite mutații sunt inspirate, să zic așa, că evoluția e dirijată. Dar asta e respinsă, bineînțeles, de, de, de creaționism. O să mai trec la un singur aspect legat de Big Bang teorie. Deci, mai întâi să sugerează că caracterul mă rog, uniformitatea uniformitate în, în structură și temperatură a Universului absolutate de părți dovedește că Pământul e undeva în centru, ceea ce e un punct de vedere biblic. Asta este foarte absurd, da. în galaxia ar fi în centru, dar unde Pământul să fie în centru? Nici măcar nu e în centrul Galaxiei. Dar trecând peste, nu nici în centru Sistemului solar. trecând peste aceasta, uh, la Big Bang, aici este o, uh, o discuție în termeni tehnici, făcut să nu fie înțeleși. Deci sunt diverse probleme pe care le cunoaștem. Deci, problema materie întunecată, energie întunecată, inflație Universului, de exemplu, de ce Universul are aceeași temperatură, aceeași structură e, și așa mai departe. Și, în general, la multe am găsit deja răspunsul, la altele încă căutăm răspunsul, asta este știința. La unde le vom găsi în generația noastră, la unde le vom găsi în generația viitoare. Creaționismul se leagă de acele goluri în cunoaștere, acolo unde încă nu avem răspuns. Ce e energia întunecată? Ce este materia întunecată? De ce se accelerează Universul? O, vezi că Teoria Big Bang nu poate explica Universul. Uh, uitând că, ca și model matematic și științific, Teoria Big Bang este cel mai bun model pe care îl avem. Bun, poate că nu este adevărat. Poate că această paradigmă va gădea și va avea o altă paradigmă în viitor. Tot ce e posibil. E posibil ca în viitor să apară o altă teorie Universului, care se rătoară teoria Big Bang. Dar asta nu e nimic rău. Uh, la un moment dat apar noi informații, date în știință, care ne, fac să revizuim concepțiile despre univers. Nu înseamnă că teoria nu e științifică. Dar ce facem cu modelul creaționist? Să zicem că universul este vechi de 13 miliarde de ani și noi vedem lumina din tot universul acum. Uh, hai să iau un exemplu. În teoria Big Bang, orizontul de evenimente este explicat prin faptul că inflația spațiului și timpului a fost mai mare decât viteza luminii la începutul universului. Și face sens. Este perfect, perfect se, este exact ce te aștepți, o predicție făcută perfect pe baza legilor uh, relativiste. Dar, cum explicăm, plecând de la creație, faptul că vedem tot Universul uh, la distanță de mare, că vedeți, mi o mie limitată, 300.000 de, de, de ani lumină? Uh, cum uh, explicăm că vedem obiecte mai vechi de 6.000 de ani în Univers? Și acolo, bineînțeles că Dumnezeu, ia tot puternic și face ce vrea. Sunt de acord și cu aceasta, ca explicație teologică, filozofică, dacă vezi. Dar aceasta nu este știință. Știința trebuie să caute explicație naturală. Și creaționiștii, ori de câte ori nu există o explicație naturală, atunci arată că știința nu este, nu are toate răspunsurile. Ferește că știința nu are toate răspunsurile. Știința caută răspunsurile. Și atunci spun, uite, avem răspunsul în Biblie. Aceasta este cartea care răspunde. Nu o să mai rețin cu alte elemente din, din această carte. Numită, numită, Understanding Creation. Este cea mai, se pare cea mai solidă pe care o avem. Dar ceea ce vreau să spun este că e o mare minciună. Nu este o eroare, este o minciună. Nu este o greșeală făcută întâmplător. E o minciună deliberată. Cu scopul de a ne înrobi mințile. Și practic, limbajul e așa fel calculat ca să uh, sar la concluzii, fără să analizez premisele și argumentele. Ori de câte ori te oprești să le analizezi, vezi că sunt putrede. Așa că a fost o vreme când spuneam acești oameni, știu ce spun, ei sunt în America, sunt savanți, sunt la universități, uh, sunt independenți de presiunea uh, comunității științifice și interese politice. Da, știu ce spun, dar știu că mint. O fac deliberat o fac fiindcă primesc un cec ca să mintă, o fac fiindcă dacă nu mint, nu mai curg banii la etajele superioare ale administrației, o fac ca să ne țină într-o sclavie, o fac ca să nu ne rezvoltăm, să nu gândim singur cu mintea noastră, să ne țină undeva într-o lume înapoiată, pentru că atunci suntem creștini buni și ne facem datoria și suntem ascultători și supuși și așa mai departe. Eu vreau să mă întorc la ideea care am spus la început. Una este să accept ce spune roman 1 cu 20 sau ce spune David în Salm 19, să vezi un sens, o putere, un plan, în univers, în evoluție, în lumea din jurul nostru. Alta este să apezi la supranatural metodologic în știință. În momentul când... Uh, supranatural sau teologicul intervine în știință. Știința dispare. Intelligent design este una dintre cele mai periculoase mișcări care au avut loc vreodată. Pentru că este în secolul 21 o mișcare care vrea să distrugă știința ca atare. Știința va dispare atunci când, prin mijloace pur politice, inteligent design va câștiga. Și aș vrea să dau un singur exemplu din partea cealaltă a spectrului. În Uniunea Sovietică a fost uh, o dogmă la Marcheană, în evoluție. Și se spunea că evoluția nu se face prin selecție naturală, ci prin, uh, uh, prin transmiterea ereditară a trăsurilor acumulate, individual. Așa că uh, s-a propus transformarea uh, plantelor de cultură în așa fel ca să, ca să fie uh, rezistente la clime nordice, să crească portocale în Siberia și uh, culturi de greu lângă Cerul și așa mai departe. Și Trofim Lysenko, care era uh, mentorul acestei școli, a spus că se poate face. Uh, 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 Vavilov, care era a fost un dintre cei mai mari biologi geneticieni sovietici, a spus că, din punct de vedere genetic așa nu este posibil. Și Vavilov a murit în lager uh, pentru să apăta așa, la socialiste. În schimb, uh, experimentul lui Trofim Lysenko a dus la zeci de milioane de morți în Ucraina. Același experiment repetat de Mao în China a dus iarăși la foamete și, și moartea de foame a unor sate întregi. De ce? Pentru că atunci când în, în, în metoda științifică este introdus o dogmă, acesta este rezultatul. Uh, și această idee sinistră este propagată astăzi de adepții mișcării Intelligent Design și și creaționism, și științific în numele Lui Dumnezeu ca să protejeze onoarea lui, lui, Dumnezeu. De fapt, istoria se repetă, ne întoarcem în vremurile Inchiziției, ne întoarcem la procesul lui Galileo și ferească Dumnezeu ca aceste secte protestante, irelevante, să aibă puterea politică în această țară, fiindcă o vor avea în toată lumea. Și poate că nimeni nu mai aproape de, de, de fanteziile noastre apocaliptice decât o asemenea mișcare. Uh, și bineînțeles că noi vom fi între ele. Uh, însă, așa cum se spune, ridicarea răului are loc atunci când oamenii buni nu fac nimic. Uh, noi trebuie să vorbim și să luăm cuvântul și vreau să vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră. Nu vă părăsiți bisericile dumneavoastră din cauza că sunt irelevante și îngropate în superstiții. Mergeți acolo și de câte ori aveți ocazia, uh, arătați-le oamenilor că sunteți mințiți. Și de câte ori un predicator se duce la anvon și începe să vă arate crani craniul de erectus și pe tecatrop spre ce minciuni spun oamenii ăștia de știință și uh, să spună că datele sunt de asta, dar noi interpretăm în funcție de filozofia noastră și teologia noastră uh, spuneți-le adevărul despre cum lucrează știința și că cineva nu trebuie să fie ateu pentru ca metodologic să acceptă că știința nu poate fi altă decât naturalistă nu poate să aibă niciun loc pentru supranatural. Vă mulțumesc, de o revedere data viitoare, la revedere!